În drum spre spital, un bărbat de 36 de ani s-a stins din viață după ce Mercedesul în care se afla s-a inversat. În acea seară, Ion Grozavu, în vârstă de 26 de ani, domiciliat în satul Săuceni, își transportase de urgență soacra la Spitalul Raional din Șoldănești. În timp ce revenea acasă la recești împreună cu cumnatul său, Sergei Racu, în vârstă de 36 de ani, în imediată apropierea satului Dobrușa, șoferul a pierdut controlul asupra automobilului și acesta a derapat de pe carosabil. La volanul automobilului de modelul Mercedes se afla cetățeanul Grozavu Ion, vârstă 26 de ani, locuitorul satului Stăuceni. Accidentul s-a produs din cauza exces de viteză, urma căruia s-a inversat. În rezultatul accidentului, dat, a decedat o persoană care era în calitate de pasager, cetățeanul Racu Serghei, anul nașterii 1975. Pe parcursul la mai bine de trei ori cât s-au aflat la fața locului, agenții de circulație nu l-au găsit pe conducătorul auto implicat în accident. Câțiva locuitori ai satului Recești, veniți la locul cu pricina, susțineau că șoferul s-ar fi dus și el de sinistătător la spital. Potrivit lui Lilian Cazac, șeful secției șoldănește poliției rutiere, de la începutul anului în teritoriu au fost înregistrate 64 de accidente rutiere, inclusiv 21 grave. Drept urmare, 5 persoane au decedat, alte 25 fiind traumatizate. Sursa citată a ținut să precizeze că șapte accidente au fost provocate de conducători auto cu vârsta de la 15 până la 17 ani și în 11 cazuri avariile au fost produse de șoferi cu vârsta cuprinsă între 18 și 24 de ani.